Tânărul fotbalist născut în comuna Glodeni din județul Dâmbovița, fiul fostului capitan de la FC Argeș, Cristian Bălașa, împrumutat de Academia Gheorghe Hagi la AS Roma în urmă cu un an și a făcut sâmbătă debutul pentru formația romană. În vârstă de 19 ani, Mihai Bălașa a fost folosit de antrenorul Rudy Garcia pe fostul de fundaș dreapta în amicalul susținut de AS Roma în compania formației Indonesia Under 23. Disputată la Roma, partida s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, scor 3-1. Bălașa a fost titular și a oferit pasa decisivă la cel de-al doilea gol al meciului. Antrenorul Rudy Garcia a folosit trei garnituri de echipă, fiecăruia acordându-i câte 30 de minute de joc. Trebuie să menționăm faptul că Mihai Bălașa este fostul elev al lui Ciprian Prisăcaru.